Bună seara și bine m-am regăsit! O nouă ediție Ar Cultura, ca de obicei, la această oră. Sunt Dan Pârvu. De această dată am deosebită plăcere de a avea un grup de invitați alături de mine. Pot să spun că acest lucru sper să facă pentru voi toți cei care ne ascultați dialogul nostru cât mai dinamic, cât mai interesant, cât mai atrăgător, pentru că subiectul, o să spun din capul locului, îl constituie expoziția Manuscrisele inedite ale lui Mircea Eliade din patrimoniul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române. Deși titlul este foarte lung, pot să vă garantez că o vizită în seriile acestei expoziții vă va produce o imensă satisfacție, pentru că, așa după cum spune chiar titlul expoziției Manuscrisele inedite, o întâlnire, nu știu dacă cel mai bun titlu n-ar fi, de gradul zero, direct cu un început al unui șir de, să zicem, altfel de imagini în ceea ce îl privește pe Eliade, o altă înțelegere, una mai largă, mai generoasă, aș putea să spun, una care să ne apropie de ceea ce am putea denumi realitate. Așadar, ca să intrăm în dialogul nostru, trebuie să fac prezentările. Luana Stroie, coordonatoră al editurii Muzeului Național al Literaturii Române, Andreea Postu, cercetător științific cadrul Institutului, curator al expoziției, secretar științific al ediției critice Eliade, elaborată de către Institutul de Istoria Religiilor, domnul Constantin Goagea, arhitect și director Zeppelin Design, și, bineînțeles, domnul Eugen Ciurtin, director al Institutului de Istorie a Religiilor. Vă urez tuturor bine ați venit. Dacă aceste lucruri au fost puse, o să adresez o primă întrebare, să spunem, gazdelor acestei expoziții. Așadar, o întrebare care se adresează Luanei Stroie. Cum s-a născut acest proiect? Cred că este întrebarea cea mai firească. Și cum a început această colaborare între cele două instituții? Prin simplu dialog a început. Eugen Ciurtin la un moment dat mi-a povestit despre ideea aceasta a lui, de a veni din partea lui de a face în colaborare cu muzeul o asemenea expoziție. Desigur că ideea a fost mai mult decât bine primită și în urma unor dialoguri succesive cu echipa muzeului, cu profesor Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, am început să schițăm practic contururile expoziției și mă bucur foarte mult și vorbesc acum în numele tuturor colegilor mei, mă bucur că expoziția aceasta poate fi văzută, cum ați zis la început, până în martie la Muzeul Național al Literaturii Române. Da, încă o dată, 26 ianuarie și până pe 13 martie, porțile expoziției sunt deschise. Deci să înțeleg că totuși, chiar și pentru Muzeul Național al Literaturii Române, vorbim despre un eveniment de o importanță excepțională, nu? Este un eveniment de importanță excepțională, aduce în prim plan, cum ați zis, un alt fel de Eliade și ce e cel mai interesant pentru noi ca Muzeu al Literaturii e că expoziția asta e la fel de interesantă pentru publicul specializat, cum e pentru publicul pasionat de Mircea Eliade. Și e suficient să ne uităm un pic la primele reacții din presa culturală, din media online. A fost un boom în urma vernisajului acestei expoziții. Toată lumea vorbește despre ea, toată lumea vorbește cu efervescență despre ea și asta pentru noi e o mare bucurie. Putem să înțelegem din lucrul ăsta că Eliade este cumva în permanență prezent sub o formă sau alta în viețile noastre, nu? Iar absolut. Această expoziție nu poate să facă decât să aducă încă o dată în atenție numele lui și să confirme această stare, de fapt. Dacă e vorba de o efervescență în ceea ce privește expoziția, înseamnă că lucrurile dau viață unor
anumite idei și un anumitor preocupări. Înseamnă că există interes. Aș vrea să adresez o întrebare și să dau cuvântul acum, de fapt, Andrei Apostu, în calitate de curator al expoziției, și să continuăm această linie. Bună seara tuturor! Ne-a bucurat foarte mult această efervescență pomenită de Luana. Expoziția cred că a fost foarte bine primită și are și de ce, deoarece prezintă pentru prima dată manuscrise inedite, necunoscute până recent, le prezintă publicului, iar acesta poate să cunoască în sfârșit un Eliade nefiltrat, un Eliade nemediat, un Eliade așa cum a fost și cum a ales el să se transpună pe foaia de hârtie, în textele sale, în notele de lectură și, de ce nu, și în desenele pe care le-a realizat în adolescență și tinerețe. Suntem bucuroși că putem arăta publicului manuscrise redactate de Eliade începând cu vârsta de 15 ani. De pildă un program de studiu de iarnă, în vacanța de iarnă, din clasa a șaptea, după ce trece de la profilul real la cel modern, adică la uman. Așadar, manuscrise redactate începând cu vârsta de 15 ani și până la scrisori și note de lectură redactate chiar înaintea plecării din țară. De fapt, ultima piesă din cadrul expoziției este o carte poștală trimisă de la Londra lui Eustachiu Măciucescu în 1940. Deci deja cumva Eliade era desprins de țară, se va mai întoarce o singură dată în 1942, când nu va putea să-și recupereze această arhivă de manuscrise, la care a ținut foarte mult. Ce aș mai putea spune? Nu vreau să intru acum în detaliile privind conceptul, cum am gândit expoziția, poate puțin mai târziu. Aș vrea însă să subliniez faptul că aceste manuscrise au fost, nu doar noi le percepem de esențiale, ci Eliade însuși le-a perceput de esențiale, au contat foarte mult pentru el, iar despărțirea de ele a fost traumatizantă, atât pe când se afla în Portugalia, cât și în Franța, își amintea deseori de aceste manuscrise, considera chiar că sunt cel mai bun lucru pe care l-a scris, și își dorea chiar să realizeze un catalog exhaustiv comentat al tuturor manuscriselor lăsate în țară. Iar aici memoria lui este formidabilă, avem pasaje din jurnal în care își amintește cu exactitate începuturile unor proze scrise în adolescență, manuscrise de istoria religiilor, și multe, multe altele. Așadar, Eliade vedea în arhiva lăsată în țară, din care noi prezentăm doar o mică parte, întreaga sa tinerețe, întreaga sa perioadă formatoare, cumva chiar tot ce a avut el mai bun și mai autentic, aș îndrăzni să spun, până la plecarea din țară. Expoziția este un contact cu un spațiu specific, un spațiu în care un anumit tip de convenție trebuie introdus de către cel care are viziunea acestei convenții și cred că sunteți cel mai în măsură să vorbiți despre ceea ce am văzut cu toții acolo. Din acest punct de vedere, bineînțeles. Claramente că am această experiență a organizării conținutului și mă preocupă de foarte multă vreme felul în care un muzeu poate să reprezinte într-o manieră expozițională, nu? Istoria literaturii și istoria cuvântului și totodată mă preocupă foarte mult cum putem să-i facem pe oameni să ajungă nu la partea, hai să spunem, de date istorice, că s-a întâmplat între anul cu tare și anul nu știu care, un anumit fapt, un anumit eveniment literar remarcabil, ci mult mai interesant și mult mai important, mi se pare că oamenii să ajungă la esența acelor cuvinte, să intre în
procesualitatea creativă, să intre să intre în cuvânt, să-l înțeleagă, să-l absoarbă, să fie pasionați de limbă, să fie cum zicea și Luana, vin pasionații de literatură, nu? Și aici mi se pare interesant pentru că oamenii au nevoie să fie seduși, muzeul e un loc unde trebuie să se întâmple această seducție intelectuală și această seducție a cuvântului. Am un interes extraordinar pentru ideea asta de locul ăsta de dialog între arte și între cuvânt și forma vizuală în care o expoziție este consumată, dar nu numai vizuală, una mă gândesc mereu la mai mult, la o formă experiențială. Și bun, de multă vreme studiez și mă implic în astfel de proiecte legate de expoziții. Și desigur, când am auzit de acest proiect, am vorbit cu Eugen și i-am spus că cu dragă inimă aș vrea să-i dau o mână de ajutor în chestiunea asta. Am fost fascinat de faptul că aveau lucrurile foarte limpezi în minte și el și Andreea, wow! Deci a fost perfect pentru că din felul în care erau structurate materialele și din ce mi-au povestit, deja eu eram cu gura căscată, efectiv, adică nu-mi venea să cred ce limpede curge totul și că, de fapt, au spațializat această informație, au dat o formă acolo în spațiul ăla, se gândiseră, deja aveau intuiția asta a felului în care oamenii se vor întâlni cu Eliade și cu manuscrisele lui Eliade. Și cred că e interesant felul în care au structurat ei materialele, că totul curgea așa, cum să spun, ca o poveste polițistă, ca un polițier, așa, fuga de pe un continent pe altul, ca să găsești manuscrisele astea, să le pui cap la cap, să asamblezi 1000 de detalii foarte interesante dintre o perioadă și cealaltă și apoi faptul că și-au pus problema că manuscrisele în sine vizual, sigur, oferă o oareșcare emoție, dar explicarea manuscriselor, nu? Povestea despre ele, rezumată în niște cuvinte simple, niște mesaje, cât un tweet aproape, nu? Cât ai da un SMS, așa? Cum să-l explici pe Iliade în SMS-uri? Cam despre asta vorbim. Am reușit să facem, să punem cap la cap, nu știu, 200 de SMS-uri cu și despre aceste manuscrise. Și lucrând cu ideea asta de explicații foarte scurte și apoi de un text general, am reușit să nu să facem toată povestea asta a manuscriselor apetisantă și ușor de înțeles pentru public. Nu, gata că am povestit prea multe, cred că trebuie să las și pe Eugen și pe Andreea să mai spună lucruri, că ei au multe, multe de spus despre ce a fost acolo. Da. Dacă îmi permiteți, înainte de a-i da cuvântul lui Eugen, să spun o impresie personală legată de expoziție. Bineînțeles și legat de ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, de acel tip de seducție care este necesar în jurul unor astfel de evenimente pentru a produce acea stare de efervescență în cazurile cele mai fericite, bineînțeles. Trebuie să spun că muzeul are un plasament excepțional, iar interiorul este, într-adevăr, intră în zona acestui concept de seducție. Și bineînțeles că prima impresie a fost cea, recunosc, a unei mici nedumeriri, Elia de la Demisol. Dar după aceea, în momentul în care am intrat și am ajuns în spațiul respectiv, după un timp am avut un sentiment de naturalețe și mi s-a părut cumva că nu este
doar o coincidență că această expoziție era fix în acel spațiu plasată, pentru că începuturile întotdeauna sunt extrem de seducătoare, pentru cercetători mai ales, și pentru public. Și întotdeauna au nu știu, un fel de aură, iar faptul că, nu știu, începutul unor mari fenomene religioase, apropo, se întâmplă sau se petrec în zone obscure, semi-private, hai să ne gândim doar la catacombe, de exemplu, și așa mai departe, în elemente absolut cu totul inedite, mi s-a părut de foarte bun, nu știu, augur în ceea ce privește un soi de realitate mai palpabilă. Totul era foarte intim, totul era excepțional de natural pus în scenă. Întotdeauna o expoziție este și o punere într-un fel de scenă și mi s-a părut și din punctul ăsta de vedere foarte reușit. Adică orice monument, orice construcție are totuși o bază, un fundament, iar lucrurile astea se vedeau tinerețea, reprezintă această stare de început. Mi s-a părut că totul lucra așa într-un mod foarte fericit în a mai pune o cărămidă, dacă se poate spune, la acest mister care, iată, tinde să nu mai fie cu de ajutorul demersului domnului Eugen Ciurtin, să nu mai fie cel puțin atât de mare acest mister legat de începuturile lui Eliade. Încet, încet lucrurile ies la suprafața acestei inedite. După cum spuneam, sunt, iată, un eveniment cu totul și cu totul excepțional. Și acum, Eugen Ciurtin. Dragă Dan Pârvu, în primul rând, mulțumesc că ne faci, îmi faci încă o dată o invitație la cea mai longevivă emisiune culturală din media românească după 90. L-ai depășit cu brio pe Iosif Saba și eu sunt oricând bucuros să contribui la încă o bornă în Guinness-ul intim pe care știu puțin al mass media românești. Am o singură întrebare orientativă care s-ar putea să vă surprindă, sper să vă surprindă, pentru a înțelege care e chestia cu aceste manuscrise. Când ați pierdut ultima dată un fișier? Ați pierdut vreodată fișierul la care lucrați, poate, sau ați pierdut fișierul la care lucrați nu de o zi, ci de o săptămână sau de un an? Ați pierdut două? Ați pierdut cumva 10 fișiere, ați pierdut un folder întreg, ați pierdut un hard întreg, vi s-a furat computerul, vi s-a furat oare vreodată computerul în care ați lucrat de când ați obținut prima fâșie mijită de maturitate pe la 15-16 ani până la vârsta de 33? Știți că Luana Stroie, Andreea Postu, ca și colegul meu Octavian Negoiță, coleg de asemenea în ediția ECCE, nu au vârsta la care Eliade a pierdut tot. Despre fișiere pierdute e vorba. Despre fișiere care, în mod surprinzător, au avut, pe lângă greutatea inadmisibilă a detritusului istoric de 80 de ani, au avut și șansa asta cu totul neașteptată a unui hard extern, unde câte ceva a mai putut fi decodat. Acest hard extern al memoriei, adică al arhivei lui Eliade pe parcursul întregii lui tinereți, adolescențe, perioadă indiană și tinerețe bucureșteană, până la 19 aprilie 1940, când părăsește România și nu se mai întoarce decât pentru circa 3 săptămâni în iulie-august 1942, acest hard extern cu mulți terabytes este constituit de perceptivitatea, bunăvoința și resursele puse în comun ale unei, risc să-i spun chiar așa, comunități de donatori care, văzându-le scoase la mezat, precum piese de lenjerie intimă, s-au gândit că ar merita să plece urechea ălora săraci, cât de cât știutori și cu abnegații diverse, care au pledat timp de mai bine de 3 ani pentru recuperarea acestor file vândute meschin, foarte litigios din punct de vedere juridic,
și ca act extraordinar anticultural pe care îl fac casele de licitații românești contemporane. Este o expoziție contemporană în cartier, chiar în vecinătatea a două case de licitații care au permis, care s-au lăudat chiar ca fiind acte de cultură, dezmembrarea pe perioadă nedeterminată a unei arhive care ar fi trebuit să fie și să rămână ceea ce era copleșitoare pentru oricine vorbește în limba noastră. Nu asta s-a întâmplat, licitațiile au continuat, chiar ieri a fost o licitație la una din casele acestea pe care le-am pomenit. Regret că nu s-a legalizat prostituția, dar s-au legalizat cazinourile și casele de licitații. Mi se pare că suntem într-o anumită disfuncție istorică. Ei bine, aceste manuscrise au fost salvate de donatori de drept privat, care au găsit cu cădere să le doneze singure instituții care le putea citi în cunoștință de cauză după autorul însuși. Nu putem presupune că domnul profesor de liceu Mircea Handoca nu stăpânea el nici limba română în toate armonicele ei, dar aminte vreuna din limbile și culturile cu care lucra Eliade. Prin urmare, aceste manuscrise cu adevărat științifice sunt pentru prima dată citite de către un colectiv de cercetători care la rândul lor, două sau trei generații mai târziu, se ocupă exact de aceeași problematică istorico-religioasă. Ele sunt, quasi totalitatea lor, sunt manuscrise științifice. Aceste manuscrise științifice sunt rădăcinile și primele fructe ale unei opere care avea să împânzească continente, bibliotecile lumii, cu toate problemele ei. Și chiar dacă avem de-a face cu un autor care, cel puțin pentru câțiva la Bucureștiu, în Bucureștiul natal, avea să fie de-a dreptul fascist, așa cum o putem proba cu asupra de măsură, pentru opera științifică și pentru influența pe care a avut-o asupra întregii dimensiuni umaniste care înseamnă studiul religiei în modernitate, pentru secolul 20, a aprobat poate mai mult decât oricare autor de pe lume că există niște întrebări cardinale, că există o fasonare a unor subiecte comparative în istoria religiilor antice, medievale și moderne și chiar contemporane, pe care el și le-a schițat cu ajutorul în materia acestor manuscrise și prin urmare avem un eșantion, un cotiledon, dacă vreți, dintr-o uriașă plantă viitoare despre care vă puteți întreține în toate orașele care au universități și acele universități au și catedre de istoria religiilor în ansamblul lumii contemporane. Expoziția noastră, care datorează foarte mult vizibilității pe care o implică un muzeu național, este o colecție națională a celei de-a patra entități cu reprezentativitate națională, care prin acest act curatorial, grație sprijinului MNLR și al echipei Zeppelin Design, să își editeze integral și anume critic întregul fond obținut prin donații, am să repet întotdeauna, până acum, de manuscrise inedite. Există un Eliade de care nu s-a ocupat nimeni. Există un fundament de care nu s-a ocupat nimeni. Există un demisol al operei, nu numai un demisol al expunerii și nimeni n-ar trebui să aibă vreo problemă cu demisolul, pentru că demisolul este cu adevărat coincidența opozitorum. Este totodată sus și este totodată jos. Cobor ca să fie încă sus. Este un exemplu extraordinar. Interpretarea demisolului în opera Iliadiană mi-ar lua mai mult decât emisiunea de față. Dar să revin. Aceste manuscrise nu sunt prezent, sunt pentru prima dată accesibile întregului public. Le-au văzut deja mult mai mulți decât le-au văzut de la Iliade încoace. Și în același timp este pentru ultima dată, din fericire, când ele vor fi inedite. Ele sunt în curs. Venim chiar, draga Andreea, după una din reuniunile noastre efervescente de lucru la ediția critică completă Iliade, pe scurt ECCE,
opera științifică până în 1942-45, pe baza acestor manuscrise, este pătrunderea în interiorul minții lui, și asta ne poate interesa pentru orice minte suficient de viguroasă, indiferent de problemele și chiar indiferent de soluțiile pe care le oferă o anumită operă culturală și științifică, și este totodată actul prin care publicul ia cunoștință de rezultatul în mod curios, pozitiv, între atâtea vești rele, între pandemie și război, al unei campanii curate, duse de câțiva oameni pentru a salvgarda ceva care a fost oricum și rămâne mai bun decât noi cei de azi. Am înțeles. O să revin cu o întrebare. Apropo de ceea ce spunea Eugen cu demisolurile, această coincidență a celor opuse, o să-i adresez Luanei Stroie această întrebare. Cum e pentru un muzeu, pentru muzeul Național al Literaturii Române să găzduiască un asemenea tip de eveniment? Și o să revenim puțin în lucruri mai concrete, având în vedere că vernisajul deschiderea expoziției s-a petrecut pe 26 ianuarie. Noi suntem la câteva zile bune după acest desfășurător. Care ar fi pulsul concret? Cum se manifestă acest interes despre care vorbeam vis-a-vis de publicul amator, vis-a-vis de numărul celor care vizitează și, de ce nu, și mai ales foarte important, să spunem, vârstele celor care sunt interesați și care vin în sălile expoziției? Chiar am făcut o mică analiză pe loc în momentul vernisajului și mă uitam în demisolul muzeului și, spre marea mea bucurie, am văzut că erau foarte mulți tineri, foarte mulți studenți, erau chiar și copii. Ceea ce, sigur că ne bucură în primul rând, pentru că publicul nostru, publicul țintă pe care îl vizăm în cele din urmă, este acest public tânăr care are reacții rapide, care prinde din zbor lucrurile cu adevărat importante. Și da, în ultimele zile există această efervescență în sediul nostru din Nicolae Crețulescu numărul 8, vin vizitatorii, și simțim că vor veni din ce în ce mai mulți, dat fiind faptul că, iată, cum am zis și la început, ecourile expoziției sunt peste tot. Așa că da, este, cred, unul dintre evenimentele, că ați întrebat la început cum e pentru noi să gânduim un asemenea eveniment, o să răspund într-un cuvânt: e ideal. A fost ideal această colaborare, lucru împreună cu echipa de la Institutul de Istorie a Religiilor a fost fantastic, dincolo de faptul că sunt niște oameni extrem de bine pregătiți, sunt niște oameni extrem de pasionați. Și acum o să spun din punctul meu de vedere, efectiv simt că cei de la institut ne fac tuturor o demonstrație de conduită etică. E vorba de o conduită a cercetării. Am avut ocazia să răsfoiesc un pic, să văd cum va arăta această ediție critică antamată de Eugen Ciurtin, și vă pot spune că e impecabilă și sunt convinsă că va fi unul dintre evenimentele editoriale ale anului și nu exagerez. Mulțumesc, în numele tuturor celor 7 colegi ai mei care lucrează cu cunoștințe, cu entuziasm și cu un savoir-faire extraordinar. Exact, despre asta e vorba, Eugen, și tocmai prin faptul că, iată, o întreagă echipă de cercetători lucrează
intens să ne aducă în față manuscrisele astea. Nu e vorba de unul singur, e vorba de o echipă extrem de bine pregătită și extrem, cum am zis, de pasionată. Și cred că asta este demonstrația asta de conduită etică de care spun, e benefică pentru cei care încep acum munca de cercetare, pentru cei care vor să facă asta în continuare. E un exemplu grozav și sper să prindă, sper să aibă ecou pentru tinerii de azi. Luana, dacă îmi permiți, este atingi un punct care mă preocupă de foarte multă vreme. Ediția Iliade nu este făcută de eliadologi și nu este făcută de, nu e făcută de niciuna dintre pozițiile subalterne în care a fost comentată vreodată în română și nu doar în română opera lui Iliad. Este dimpotrivă, împreunarea tuturor tipurilor de comentarii pe care le necesită o anumită filă inedită, sunt cercuri concentrice. Trebuie să ne facem treaba pentru fila cu pricina, punând-o în ansamblu operei cu tot ce este rizom și comunicare în anul în care detectăm că a fost scrisă, în ansamblu tematic pe mai mulți ani, în ansamblu operei românești. Apoi este explicația care nu se poate face de către istoricii religiilor și indianiști occidentali, pentru că foarte puțin știu româna. A existat Ricketts, dar el nu mai era, fusese în tinerețe, nici istoric al religiilor și cu atât mai puțin indianist. Și practic aproape că nu există unii care să citească în română, care să poată să reunească cele două emisfere biografice, așa cum trebuie reunite și stăpânite cele două emisfere de tip de operă, adică pe scurt, literară și științifică. Ori noi am încercat, de fapt am observat că manuscrisele se pretează la această fandare transculturală, să dăm un tip de ediție care să ofere un standard minim pentru editarea oricărui autor român modern. Știm foarte bine că editarea critică, adică remeneul transgenerațional după care știm cam cum stă o operă, este în mare suferință în România. Edițiile științifice presupun pregătire de competențe, reunire, coordonare, volum de lucru extraordinar, instituții, resurse și așa mai departe. Se fac rar. Se fac rar, sunt minate de vicisitudinile de toate felurile și riscă și rămânem cu ediții cu atâtea și atâtea ediții neîncheiate pentru autori stimabili, dar avem ediții precare pentru autorii canonici. Și avem ediții completamente insuficiente, cum aveam până adineauri în cazul lui Eliade, întrucât cel care s-a ocupat cel mai mult de... Este o fatalitate că avem și noi doi istorici ai religiilor cu adevărat internațional, global, de unul s-a ocupat ăla care l-a furat cel mai mult, iar de celălalt ăla care l-a turnat cel mai mult. Nu este o situație ideală pentru a face istoria religiilor astăzi în România. Iată că asta, situația care era și acum 10 ani și acum 15, poate să fie într-un anumit sens remediată, cu adevărat. Pentru că publicul, și mi-aduc aminte o dedicație extraordinară pe un volum de epigrafie budistă indiană de acum 2 milenii și jumătate, a unui mare filolog american din statul Texas, care este dedicată to the taxpayers of Texas. Avem această datorie față de cei care ne plătesc salarii. Aș pune o întrebare pe care aș adresa-o Andreea Apostu. În calitatea ei de curator al expoziției, știu că, sau știu, bănuiesc că fiecare dintre cei care sunt, să spunem așa, in charge, în acolo puși pentru a face acea expoziție cât mai interesantă, cât mai atrăgătoare, fiecare dintre ei au o anumită viziune și o anumită așteptare. În ceea ce vă privește, care ar fi așteptarea vis-a-vis de publicul vizitator? Nu-mi dau seama exact la ce vă referiți, la tipul de public care va fi... Nu, 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 nu. Dacă urmăriți un anumit tip de impact vis-a-vis de public în general, aveți o anumită viziune asupra unui feedback pe care ar trebui să-l producă această expoziție.
Indiferent de palierul de vârstă. Da, mi-aș dori foarte mult ca oamenii să fie surprinși, fii încântați de faptul că pot să citească ei înșiși pe Eliade direct. Am observat de altfel în timpul înaintea vernisajului, dar chiar și în timpul vernisajului, că vizitatorii încearcă să descifreze, așa cum pot ei, fără a avea experiență în acest sens, să descifreze aceste manuscrise, să descifreze scrisorile, să descifreze ceea ce i-a scris mai trei de Eliade pe cartea ei de poeme chiar înaintea despărțirii. A fost o mare bucurie să văd asta și cunoștințele mele au reacționat de asemenea foarte, foarte bine și mi-au cerut, dar chiar și vizitatori pe care nu-i cunoșteam, mi-au cerut detalii suplimentare în legătură cu anumite piese care le-au trezit curiozitatea. Astfel încât pot spune că reacțiile deja mă bucură din foarte puținele pe care am apucat să le văd așa cu emoțiile de dinaintea vernisajului și din timpul acestuia. În esență, asta mi-aș dori cel mai mult, ca oamenii să fie surprinși și curioși, să încerce să intre în legătură directă cu Eliade, să-l descifreze ei înșiși. Pentru că asta cred că a fost drama cea mai mare a receptării lui, faptul că întotdeauna l-am cunoscut printr-un intermediar. El nu a putut fi cunoscut direct, așa cum a fost. Prin urmare, faptul că noi avem această șansă de a permite cunoașterea directă este extraordinar. Mi se pare extraordinar și mă bucur extrem de mult că putem face posibilă cunoașterea asta a lui Eliade fără practic fără niciun intermediar. Bine, există conceptul nostru, cumva, care ghidează lectura prin cele patru stări, fiecare dedicată unei perioade, Mansarda, Casa lui Dasgupta, India cu pensiunea doamnei Paris, apoi întoarcerea la București, dar intervenția noastră a fost minimă. Și am vrut să primeze contactul cu fila, cu filele de manuscris. Trebuie să mai spunem că deși aceste file au fost prezentate de moștenitorii lui Handoca în licitații la două case de licitații, care evident ca să poată funcționa legal au experți. Ei bine, experții, după ce că le-au datat fantezist, titrat fantezist și așa mai departe, n-au putut citi corect subiectivismul, au citit scepticismul, au încurcat manuscrise, au scos filele dintr-un manuscris ca să le vândă mai scump și le-au pus separat, când de fapt, în ordinea logică a ceea ce conspecta, traducea din sanscrită și căuta să înțeleagă prin adnotări Eliade, ordinea e cu totul altfel. Cu alte cuvinte, ar exista și exercițiul acesta secundar, terțiar, în care dacă cineva vrea să facă comparație cu catalogele sau site-urile caselor de editură, ce manuscrise au fost achiziționate deja, vor avea mari probleme, pentru că acei experți reclamați pentru existența caselor de licitații, nu știm cine sunt, dar e clar că nu și-au făcut treaba, pentru că au vândut în necunoștință de cauza acestei manuscrise. Un exemplu destul de șfichiuitor pentru ideea de competență în Bucureștiul contemporan este faptul că manuscrisul triplu față de ceea ce avea să apară în septembrie, cum scrie pe copertă, 1937, în revista Fundațiilor Regale, Barabudur, Templu Simbolic, a fost amestecat cu un manuscris mult ulterior, care nu are nicio legătură cu el, iar filele nici măcar n-au fost numărate ca atare la vânzarea în licitație, încât ne-am trezit cu o filă în plus. Se întâmplă și mici miracole. Adică așa ne-am comportat colectiv până adineori cu opera unuia care, vrând nevrând, indiferent ce am crede despre el, nu seamănă totuși cu noi. Nu e chiar atât de la îndemână să scrii și Huliganii și Yoga Esesurile Zorijin de la Mistic Andien într-un an și ceva. Nu e totuși norma culturală a diriguitorilor culturii române de astăzi. Ba chiar în comparație cu tinerețea lui, cum o spunea de altfel prietenul de viață Constantin Noica,
Foarte mulți din cei care umplu editurile, ecranele și așa mai departe astăzi, ar avea de ce să plece capul. Ei bine, ei în tăcere prosperă vânzând aceste manuscrise. Sunt foarte multe care încă ar putea fi recuperate. Aici, instituțiile statului român, cele care ar avea și resursele și bunăvoința, ar putea face într-adevăr ceva. Pentru că ceea ce am oferit noi este doar un fragment dintr-un arhipelag. Arhipelagul nu este în posesia noastră, este în continuare sub obroc la un autor precum Mircea Handoca, un autor care n-a fost încă andocat. Din păcate, ne apropiem vertiginos de sfârșitul acestui dialog. Și n-am făcut suficiente mulțumiri pentru partenerii noștri, Muzeul Național al Literaturii Române și Zeppelin Design, fără de care nu am fi putut înșuruba în conștiința publică din ianuarie, februarie, martie 2023 ceea ce Iliade lăsase în orașul de origine. Da, este foarte adevărat acest lucru. Pentru că mai avem aproximativ 3 minute, aș vrea să-l întreb pe domnul Constantin Goagea, ce a însemnat acest contact direct, să spunem, cu Eliade? Pentru că în momentul în care ai totuși, asta spun iar ca impresie personală, în momentul în care ai de-a face cu un obiect care chiar i-a aparținut, vrând nevrând, oricât ar suna așa de literaturizant, poate ceva din energia respectivă cu care este impregnat acel obiect se transmite. Nu suntem la prima întâlnire cu Eliade între un prim proiect pe care l-am făcut, e tot acolo, în același demisol, se numește Bucureștiului Mircea Eliade și a fost prima dată când am colaborat cu Eugen Ciurtin. Acolo a fost o altă formă de a ne întâlni cu Eliade. Am propus pe baza doctoratului și cercetării Andrei Răsuceanu o viziune, să spunem, mai mult bazată pe interpretare imagistică a literaturii lui Eliade și am redescoperit orașul București prin romanele lui Eliade. Și acum întâlnirea asta a fost într-adevăr super emoționantă. De aia ne-am și apropiat așa ca într-un fel foarte natural. Aici întâlnirea într-adevăr cu scriitura lui Eliade, cu paginile alea scrise de el, este într-adevăr emoționantă. Da, nu, asta este incontestabil. Și am vrut să fie un loc. Așa cumva, dificultatea într-o astfel de situație este să fii suficient de neutru, așa încât să primeze documentul să iasă în evidență, mai ales că avem o diversitate extraordinară de lucruri acolo. Sunt scrisori, sunt manuscrise, sunt liste, planuri de lectură, sunt planuri de publicare. Altor lucruri sunt desene personale și atunci te întâlnești cu foarte mulți Eliade în același timp, exact cum a spus Eugen, că nu e unul de al nostru, este dintr-o altă rasă de oameni care trăiește în cu totul alte dimensiuni. No, e interesant. Am Și înțeles, din păcate aici trebuie să intervină abrupt. Va trebui să punem capăt acestei discuții. Nu înainte de a vă mulțumi și de a vă spune că tot ceea ce a spus, sper să fi trezit interesul tuturor celor care ne ascultă, Luana Stroie, Andreea Postu, Constantin Goagea, Eugen Ciurtin. Vă mulțumesc încă o dată tuturor cei care ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt. Nu pot decât să vă urez o vizionare cât mai entuziasmată a acestei expoziții. Repet, manuscrisele inedite ale lui Mircea Eliade din patrimoniul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române, 26 ianuarie, 13 martie. Vă mulțumesc încă o dată, rămâneți pe RFI.